Ei, și acum, Maximilian, se vede erou care a reușit să turbure două imperii. Este înger sau drac? Scumpul și respectatul nostru, principe. Majestate. Stați atâta timp aici și noi nu știm nimic. Vinovații vor fi aspru pedepsiți. Te rog, te rog. Consilierul nostru secret. Domnul meu. Scumpul nostru principe. Cărui fapt datorez onoarea că majestatea voastră a aflat de prezența mea la Praga. Serenisime, principe. Grave evenimente ne turbură. La Alba Iulia, Sigismund s-a răsculat împotriva noastră. Și s-a închinat turcilor. De unde știți? Îl cunosc. Sunteți singurul care puteți stabili situația. De aceea facem un apel solemn. Nu vă bucurați? Majestate imperială, în timp ce voi clădiți aceste palate și căutați în liniște piatra filozofală, eu mi-am pârjolit țara, mi-am pierdut copilul, familia. Cei mai buni prieteni ai mei îngrașă câmpiile și mă întrebați de ce nu mă bucur. Prințe, vreau să-mi repar greșeala. 1.000.000 de taleri vă stau la dispoziție să vă organizați cea mai bună armată din Europa. Vă oferim de asemenea 2 ducate în Silesia. Nu. Țara românească, țara Moldovei, țara Ardealului, este pofta ce-o voi eu. Pregătiți tratatul, Maximilian. O singură condiție. Vreau să spun o rugăminte prietenească. Iertați-l pe generalul Basta. Împăcați-vă cu el. Sigismund l-a rănit de moarte. Basta va lupta sub ordinele voastre. Vă cer această favoare. Urmați-vă, prințe, strălucitorul destin. Am sentimentul că ne-a dominat cu desăvârșire. Da, majestate. V-a dominat. Păcat că nu s-a născut austriac. Sau cel puțin turc. Pentru imperiul nostru, acest om este o permanentă sursă de primejdii. De fapt, nenorocirea e că țara sa e prea mică pentru el. Ce influență crezi că pot avea astrele asupra destinului său? Sunt cazuri în care majestatea voastră poate lua locul astrelor. Lăsăm pe Valas să-și rupă gâtul. Sigismund are de 2 ori pe atâta oaste și tunuri. Domnilor, vă conduc la victorie pentru că vă cunosc. Eu v-am ales. Vă cer o favoare. Să-mi lăsați mie pe acei comandanți pe care îi veți întâlni în luptă. Vă mulțumesc! Atacă Valas. Atac. Să-l primiți cu tot focul.